Hello, hello! Încep vlogul de astăzi tot destul de târziu, cu ceva treabă mai devreme. În ideea în care vreau să plec acum la o tipă de care vă spuneam eu, cea pentru care am făcut niște fotografii și anume era Luca Constantin, pentru că trebuie să văd ceva mostre de material pentru, cum se cheamă, o haină sau, în fine, o haină și totodată un costum pe care urmează să-l port la evenimentul de care vă ziceam din martie, la cel cu expoziția foto. Așa că trebuie să văd materiale, mi-a spus că au luat ceva mostre ca să-mi arate și într-acolo ne îndreptăm. În ceea ce privește update pentru Dot, se simte un pic mai bine din ce văd. Mănâncă greuț și bea apă greuț, dar totuși am mâncat ceva astăzi, ceea ce e bine. Și văd că acum se joacă, așa că all is good, azi a dormit destul de mult și presupun că a prins ceva energie. Și în altă ordine de idei urmează să chemăm și noi un Uber, cafea a început ploaia și să ne dreptăm spre Raluca. Să vedem dacă filmez ceva acolo, dacă nu vă povestesc când mă întorc despre ce e vorba și totodată când mă întorc trebuie să mai fac încă o chestie și anume să desfacem calendarele advent, pentru că nu le-am desfăcut pe ziua de azi. Și dacă tot e Paul acasă, o să-l pun să desfacă el calendarul cu ciocolată, așa că ei, we're going to that. Cam asta e scurtul rezumat și scurta introducere, ne vedem ceva mai târziu. Și am găsit și ocazia să iau gentuța la plimbare, pentru că m-am zis că e ok când ești all black. Arată super frumos, așa un punct din ăsta mai elegant de culoare. E sclipicireală. Yay! Bun, ceva acolo, balenă ruși cu balenă ruși de la balenă și ăsta e mat din ce observ. Și paltonul care este tot de la Raluca, apropo, este custom made și de asta îmi place să fac chestiile aia, pentru că le face customizate. Gentuța cute and let's rock. Am venit la ea la studio, era să zic. La tot un fel de studio e. Atelier. La atelierul pe care și l-a deschis acum recent. Cât ai? O săptămână? Două săptămâni. Chiar astăzi. Azi se fac două săptămâni. Și este Raluca de care vă spuneam. Hello. Raluca cu care pot să spun că fac cele mai tâmpite și nebune și frumoase haine, pentru că ei mă ascultă și îmi place să meargă pe concept. Așa, și cu ea m-am jucat cu pozele pe care vi le-am arătat, așa că am vrut să o cunoașteți și pe ea. Și v-am făcut așa un mic sneak peek în atelier pentru că mi-a zis să-mi filmez tot, că încă nu e perfect gata, așa că nu vrem să dăm totul din casă. Dar o să vă las în descriere dacă vreți să veniți aici, să o vizitați, să vreți hăinuțe sau ceva, come here. Și alea de vi le-am filmat din aur sunt mostrele pentru ceva fain, așa că urmează să se întâmple, așa că... Vedem, nu dezvăluim deocamdată. Nu, încă nu. Nimic. Ne apucăm de treabă. That chimney brought in black with your pack, your cream.
this way. Și am fost în Cora și trebuia să mai luăm tot așa, câte un pic, câte un pic, ziceam noi că să luăm niște pizza din aia congelată. N-am luat mare chestie de asta, nici n-am filmat, am luat o pizza congelată, nu, două pizza congelate din aia de la Dr. Oetker. Am luat un set din aia de nachos cu dip sauce, că mi-a plăcut foarte tare la roșu. Și, nu știu, apă și prostioarele astea pe care urmează să vi le arăt, n-am luat foarte multe chestii. Tocmai fiindcă ne-am dus pe fugă, adică scopul era să luăm ceva de pentru în seara asta, ceva de mâncat pentru în seara asta. De ce vă arăt eu acum chestiile astea? Pentru că sunt super happy, am găsit beteală într-un final și eu am o problemă cu beteala aia care e sărăcăcioasă, mă rog, nici asta nu e foarte, foarte mare, dar îmi place că e o combinație, având în vedere că vreau să fac bradul cu alb, cu argintiu și cu roz gold sau, în fine, auriu, în fine, nuanțe de astea așa foarte Winter Wonderland, cumva pastelate, mai mult sau mai puțin. Nu voiam o beteală care să fie doar argintie sau, eu aș prefera albă, sincer să fiu, doar că toate alea albe erau absolut oribile. Iar asta cumva arată mai fain, nu știu, mi se pare că e o combinație fericită și nici nu e foarte, foarte subțire, adică arată ok. Am probat-o într-un brad din artificial de acolo, așa că mi-a plăcut și am luat 3 seturi, sper eu să ne ajungă, pentru că am văzut că se cam duc decorațiunile deja, sunt cam linșate, să spun, având în vedere că sunt în magazin de prin octombrie, cred, nu știu, octombrie, începutul noiembrie. Și ce vreau să vă mai arăt, și asta încă n-am apucat să-i spun lui Miki, pentru că o să facem revelionul cu Miki și soțul ei. I-a venit o idee foarte, foarte tare lui Paul acum, când eram în Cora. Sunt rafturi din astea de, cum se cheamă, reduceri, să zic așa, în Cora, cu produse cu 4 lei și 10 lei. Și am găsit inițial unul de ăsta, am găsit ghirlandă, dar e de sine stătător, să zic așa. Și având în vedere că tematica de anul ăsta, să zic așa, tematică, dacă pot să-i spun, este Winter Wonderland, am luat câte un rând din ăsta pentru fiecare dintre noi, pentru că o să fim 4 persoane și atunci vrem să avem, asta e o fel de broșă, stăte așa că Paul face duș, să închid ușa, așa ca să mă auziți mai bine. Este o broșă din asta, cu rând, care se aprinde, ia uitați-o. Tam, 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 Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Așa că s-a gândit Paul să avem câte una de fiecare și să avem așa în piept cumva echipa Christmas. Mi se pare o idee foarte drăguță. Așa că, Miki, știu că te uiți la clipul ăsta sau urmează să te uiți. Nu ți-am spus primul grai, cred, sper că m-am abținut. Probabil că nu, dar să sperăm că da. Asta este așa o surpriză, sper să vă placă. Și fiindcă astăzi n-am apucat să deschid calendarul advent, o să-l desfac acum. Este 10, nu? 10 sau 11? Nu, azi e 11, cred. Cred că azi suntem 11, așa că o să merg pe 11. 11, 11, 11, am rămas în urmă cu o zi. Nu-l văd, I'm blind. Asta e 12, 15... Ah, uite-l aici. Se vede mai bine pe cameră decât așa. Wow, what's this? Metalic este un creion de ochi cajal sau cum se citește. Am folosit de pila, am găsit-o până la urmă. Da, uitați-vă un pic cum poate să arate ambalajul ăsta. Deci, wow! E un albastru electric, metalic cajal. Vreau să-l desfac pe ăsta. Zice 030, ok. Metallischimmernder, bla bla bla, nu prea știu germană, spre deloc. Ok, wow, și vârful e în stilul ăsta. Hai că fac un fel de swatch. Sper să se vadă acolo. Uite, lucește așa. Dar e cute culoare, îmi place și e foarte, foarte moale, e pastelată și îmi place mult de tot. Nu e foarte metalic, dar merge. Nice. Bun. Pe cât suntem azi? 11. Am avut senzația că e 10. Dar nu e 10, 11. Uite acolo, 11. Unde? Acolo, la brad. Chocobon! Chocobon. Nice. Văd eu.
Oh, pentru eu? Pentru tu. Pentru eu. Am zis ce faci pizzare. Da, și am reușit să ardem pizza cumva, mă rog, s-o afumăm. A pus Paul două pizze în același timp și s-a afumat rău de tot. Nu știu, cuptorul electric nu mi se pare deloc... Îmi place mai mult gel pe gaze, dar în fine. Anyways, Chocobon. Let's go. Ah, și nu am apucat să vă zic. Ați văzut pe filmare, probabil, de fapt, sigur, că am inserat acolo și bucățele din, mă rog, ce am văzut prin Cora, așa scurt, era aduseseră un fel de sătucuri sau un fel de machetuțe din astea mici, de parcă pot fi și mari. Să reluăm. Erau machete de case și de un sat din ăsta de Crăciun, cu brazi, cu Moș Crăciun, cu oameni, cu felinare, cu căsuțe, cu tot felul de chestii. Erau mai multe tipuri acolo din ce am văzut și mi s-au părut atât de faine și mă gândeam că poate luăm și noi, doar că ne-ar trebui o masă pe care să amenajăm toată chestia asta și să arate frumos. Dar mi-a plăcut atât de tare și m-am să aminte de Roxana, Roxanne BM, pentru că ea a făcut, din ce am văzut anul trecut, parcă, sau mai știu când, dar știu sigur că a făcut în Germania o chestie similară și povestea aia de căsuțe și Elena a făcut de la Secretele Elenei. V-am zis că mă uit la destul de mult YouTube, chiar dacă nu pare, nu mă uit doar la fotografie, mă uit și la fetele noastre care fac YouTube românesc și, mă rog, fashion, lifestyle și așa mai departe. Și cumva... mi s-a părut așa de drăguț faptul că există, am văzut chiar acum de la Roxana o fotografie în care era și un fel de șemineu și cu tot așa un sătuc pus acolo. Mi se pare atât de drăguțe și atât de faine chestiile astea și deși eu nu prea sunt fan îngerași și chestii, mi se par creepy in a way, alea arătau faine, îți dă așa senzația că ești într-un sat din ăla de Crăciun și mă gândesc că dacă pui un fel de vată și faci un aranjament așa ca să pară că e zăpadă, arăta super fain și mă gândeam unde aș putea să fac asta ca să fie drăguț și Christmas-y. Și poate vine vreo idee, să vedem. In the meantime, vreau să închei vlogul mai devreme astăzi, deși nu știu dacă va fi unul neapărat foarte lung sau ceva, doar că vreau să-l închei mai repede pentru că vreau să mă apuc să am timp să și editez. Am rămas un pic în urmă cu vlogurile și aș vrea să apară cel care, mă normal, ar trebui să apară ieri. Ca să pot să am, nu știu, la rând să zic așa, ce urmează, să fie vlogurile apoi cât de cât în ordine și să nu mai am restanțe, că două zile n-am postat, au fost zile cu niște activități mai puține, am fost destul de ocupată, nu prea aveam ce să vă arăt, așa că am preferat să nu filmez prea mult, dar nici n-am reușit să editez. M-am mineva, v-am zis că am probleme mari cu transferul de fișiere și acum am emoții, că mă gândesc că trebuie să le transfer pe astea. Dar cumva vreau să închid în seara asta mai devreme clipul, deși e, nu știu, 10? Sau pe acolo 10 jumate, 10, 11? Da. Dar asta mă gândeam, că ne-ar fi o idee rea să închid acum ca să am timp să și editez măcar încă un vlog din asta să apară și să mă simt eu cât de cât mai la zi cu ele. Și eventual să mâncăm și niște pizza burned out. Bună, e bună. Da. O facem pe aia pe jumate. Anyway, sper că v-a plăcut și ce v-am arătat la Raluca. Nu vreau să vă dau foarte multe detalii din casă. Practic, catifeaua roșie va fi pentru rochia de Revelion, iar catifeaua neagră va fi pentru proiectul din, de fotografie prin, de prin primăvară. Prin. Mă bâlbâi. Din primăvară. Așa că, mă rog, o parte din ținuta de atunci. Așa că, din cauza asta, am mers acolo ca să-mi ia și măsuri și să mai stăm de vorbă, să-mi arate showroom-ul ei nou. Sper că, nu știu, v-ați simte așa inspirați. Dacă vreți, o să las în descriere pagina ei de Facebook dacă vă interesează ceva din ceea ce face ea. Face și haine custom, pe comandă, în ideea în care dacă aveți o idee faină de bluze, de rochii, de ceva și aveți un model clar, puteți să mergeți cu modelul ăla și ea vă sfătuiește dacă vă stă bine, dacă e ok, dacă merită făcut așa, dacă merită modificată, dacă trebuie modificată și așa mai departe. Așa că eu zic că e fix ce trebuie și mie îmi plac oamenii cu care pot colabora la modul la care să pot să-mi creeze haine așa cum îmi doresc eu, nu neapărat să mă duc și să iau ceva din vitrină gata făcut. Că asta avem acces cu toți. Mă rog, am încercat să vă filmez chestia asta ca să vă arăt și acolo și să vă fac așa un fel de sneak peek. Deși v-am zis, nu știu cât de lung sau cât de scurt o să iasă vlogul ăsta de astăzi, doar că a fost așa, mai pe final, dar mai concentrat și consider că până la urmă am petrecut un pic de timp împreună și cred că ce v-am arătat e ceva drăguț. Vă pup și ne vedem în clipul următor cu alte minuni, alte chestii de făcut, alte peripeții.
și noapte bună. Pa!